Înalt preasfințitul Teodosie a căzut în disgrația mai marilor biserici ortodoxe române. Arhiepiscopului Tomisului i-a fost criticat de Patriarhul Daniel cererea de avansare în ierarhie și transformarea în mitropolit. Colega mea Maria Băurceanu este la Patriarhie și vine cu mai multe detalii. Maria, bună ziua! Ce critici se aduc lui Teodosie și de ce i-a fost respinsă cererea? Bun găsit, Livia. Înalt preasfințitul Daniel a fost criticat dur de Patriarhul Daniel într-o scrisoare oficială prin care îi se refuză transformarea în mitropolit. Acesta este acuzat că dorința sa de mărire nu este altceva decât, citez, o ambiție personală care nu are nimic de a face cu statutul misionar al unui preot. Înalt preasfințitul Tomisului este acuzat de răzvrătire, atitudine provocatoare și de faptul că sfidează Patriarhia. În plus, în decizia oficială de respingere se aduce în discuție și comportamentul lui Teodosie, atât cel afișat în public, cât și cel din interiorul bisericii. Mai mult, Bor face referire și la faptul că în școala pastorală Teodosie și-ar fi plagiat lucrarea de doctorat și ar fi hirotonisit mai mulți preoți de la diferite eparhii fără acordul episcopilor lor. Vă reamintesc, de-a lungul timpului, înalt preasfințitul Teodosie a fost în centrul mai multor scandaluri. În timpul pandemiei, acesta a sfidat regulile impuse de autorități și a organizat slujbe la care au participat sute de oameni. Mai mult, în urmă cu un an, acesta a repetat slujba de înviere și a refuzat să renunțe la lingurița unică de împărtășanie, ba chiar a și avut un discurs virulent antivaccin, dar și împotriva normelor sanitare. Chiar în urmă cu două săptămâni acesta a avut și o afirmație discriminatorie la adresa femeilor, care a stârnit indignarea mai multor înalți prelați. Am încercat și noi să obținem un punct de vedere oficial de la Patriarhie, însă ni s-a spus că nu este nimic de comentat suplimentar și ni s-a urat să avem o zi bună.